Emisiune susținută de domeniul Bogdan, Nordic Shops și Tefal. Bun găsit tuturor, bine ați revenit la Cină, emisiunea în care Adi Hădean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a primi, cum se cuvine, invitatul la masă și pentru a-i servi o porție de întrebări cu gust. Invitatul nostru din această seară este ministrul sănătății, Nelu Tătaru. Dar nu-l veți vedea pe doctorul Tătaru în această seară dând amănunte despre statisticile îngrijorătoare date de noul coronavirus. Nu va vorbi nici despre exodul medicilor români, nu va vorbi nici despre hibele sistemului sanitar românesc, ori despre problemele personalului medical. Îl veți vedea pe Nelu Tătaru altfel. Este invitatul nostru la cină și va vorbi despre familie, despre copil, va vorbi despre copilărie, gustul copilăriei sale acolo la Vaslui, în Moldova, va vorbi despre fotbal, despre box, dar nu vreau să spun mai mult de atât, oricum am făcut o introducere un pic cam lungă. Clar, în această seară. Clar, trebuie să ne uităm și la emisiune. Sigur că da, și te-am văzut pe tine pregătit cu un ceai în mână. Da, ești bolnav, Adi? Sunt foarte sănătos, mulțumesc pentru întrebare. Sunt bolnav de dor, așa, mi-e teribil de dor de Istanbul. Stai un ceai turcesc, știi, și am și samovarul ăsta mititel aici, în care mai fac ceai din când în când. L-am adus în poveste tocmai pentru că mâncarea de astăzi are un pic de inspirație din zona aceea, adică vine dinspre Istanbul o vânătă la antreu, o vânătă foarte, foarte mișto, pe care nu o descriu acum, vă descriu un pic mai încolo, și la felul principal o tocană din limba de vită. O să vă placă foarte tare. Durează mult să gătești pentru că să fierbi o limbă de vită? Până și eu, care nu sunt tocmai pricepută în bucătărie, știu că se gătește destul de mult, fierbe greu. Da, dar uite că eu am o oală sub presiune, care e super bună pentru treaba asta. Și o să gătesc limba de vită în două etape. Mai întâi o pun în oală sub presiune cu o foaie de dafi, niște mirodenii, o legumă. O las acolo 45, poate 50 de minute. O scot, o curăț de pieliță și după aceea o pun la gătit împreună cu legumele care vor alcătui tocana, știi? Adică scotează timpul destul de mult. Altfel, da, ar trebui să o gătești undeva pe la 3 ore, 3 ore și jumătate, dar noi o scoatem într-o oră și un pic. Eu cred că tu ai adus și ceaiul în discuție în această seară și pentru că ți-e tare, tare dor să călătorești, nu-i așa? E ce ne lipsește mai tare în perioada. Nu răsucii cuțitul în rană. Bine, și mai e ceva. Hai să nu uităm de lupta de la podul înalt, da? Turcii cu românii la podul înalt la Vaslui. Da, uite, vezi, ne putem lega de diverse repere din astea istorice, da? Până Adi, tu știi unde m-am născut eu? Am auzit că sunteți din Vaslui, doamnă. Și cine mai este din Vaslui? Oh, foarte mulți oameni, inclusiv invitatul nostru din seara asta. Ministrul Sănătății, da, o să mâncăm și eu și domnia sa ca la mama acasă. Iată, mă, nu știu, ca la mama cui acasă, dar cu siguranță ca la mama ta acasă. Nu, că mama nu prea se ducea în zona pe care o vizitez eu astăzi, dar până la urmă de la mama am învățat să gătesc foarte mult și simțul gustului cred că vine în mare parte și de la ea. Eu învăț să gătesc de la tine. Ce-am prins un pic în copilărie, adaug cu ce învăț la cină și mâine, poimine, te invit la masă, Adi, să știi. Păi, într-o bună zi, eu vreodată îți fac această surpriză. Iată. Am promis. Hai să ne apucăm de treabă. Asta cu hai să ne apucăm de treabă. Iar nu-ți place pluralul, am înțeles, dar pot să fac și eu ceva. Uite, pot mânca cireșa. Te rog, ia. Așadar. Vrei să mă și apuc de treabă acum când te uiți la mine? Sunt puțin emoționat. Bine, atunci eu mă duc să pregătesc masa. Așa, vezi de treaba ta acolo și lasă-mă pe mine cu treburile de bucătari. Divele cu divele, bucătarii cu bucătari.
personal, Adi, eu abia aștept să-l aud pe ministrul sănătății vorbind despre altceva decât despre COVID, chiar în această perioadă dificilă pe care o trăim cu toții. Personal, n-aș vrea să creadă lumea că stau cu două pahare în mână pentru că sunt ambele ale mele. Doar așa așteptăm noi invitatul. Da. Am spus deja, invitatul nostru în această seară este ministrul sănătății, domnul Nelu Tătaru. Poftiți, domnule ministru, haideți, bună haideți. Bună seara. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Bine ați venit la cină. Bine v-am găsit. Poftiți, luați loc. Ce spuneați un pic mai devreme, că dumneavoastră nu beți? Nu. Nu consumați deloc alcool? Nu, nu. Nici măcar un pahar cu vin la cină? Nu consum alcool de când am început chirurgia, de acum 20 de ani. Pot să fac gluma aceea cu sunteți de la Vaslui? Cu plânge Vasluiu. Plânge Vasluiu. Excepția care confirmă regula. Poate aveți treabă, mă duc să pregătesc. Te așteptăm cu interes, Adi. Vă e foame, sper. Este. Așa e seara, se mănâncă la cină. Deci când ați început chirurgia, ați spus mai bine nu... Chirurgia nu prea îți lasă momente. În chirurgie, mai ales într-o chirurgie de urgență, cum începeam eu în centru universitar Iași ca medic rezident, te cerea la orice oră din zi și din noapte. Și atunci am ales acest drum și prefer să spun că am ales drumul chirurgiei. Ce spun prietenii noastre când vă vedeți? S-au obișnuit, mă accept așa cum sunt și ei sunt un grup de prieteni cu care, ce să zic, în ultima jumătate de an mă întâlnesc foarte rar. Aveți prieteni? Am prieteni și sunt prieteni adevărați. Că în politică vă faceți mai degrabă dușmani decât prieteni? Prefer să am și o viață fără politică. Iar partea aia fără politică este cea în care îmi sunt prietenii, în care mi-este familia și prefer să le țin separate. Ajungem imediat și la familie. Trebuia să vină și ofițerul SPP cu noi? Unde nu vă însoțește ofițerul SPP? Nu mă însoțește seara, când mergem la somn. Dar în rest este peste tot. Acasă? Vine cu noastră? Merge acasă la huși. Unul dintre aghiotanți este chiar hușean și atunci mergem împreună acasă. Ați rezolvat problema. Asta vă însoțește SPP-ul până la Vaslui, până la huși la noastră. Problema. Știți de ce, de cine, de ce nu vă poate apăra SPP-ul? De virusul ăsta, de COVID nu vă poate. V-ați temut în toată această perioadă că ați putea să luați virusul SARS-CoV-2? Nu pot să vorbesc de teamă. Am vorbit de precauție. Au fost momente când nu mă gândeam la teamă. A fost momentul în care am plecat la Suceava, momentul în care eram secretar de stat și momentul când am fost prechemat la București pentru a fi numit în funcția de ministru. Nu te întreba nimeni. Era un moment critic, nu era timp de teamă, era o situație care trebuia gestionată și poate mai târziu, când de la 5 săptămâni mă duceam acasă și mă întâlneam cu fiul meu, a fost momentul în care poate mi-a fost teamă să nu infectez, trecând prin atâtea focare. Dar am păstrat reguli de precauție, timpul a trecut, au fost momente care m-au făcut să risc orice, să spun așa, cu precauțiile de rigoare, pentru niște momente și pentru o cauză până la un moment dat. Era un moment greu, un moment cu care te întâlnești odată la 100 de ani, un moment pe care trebuie să-l gestionezi, un moment în care colegii de-ai mei, corp medical, erau debusolați, dezorganizați și trebuiau să fie acolo în prima linie. A fost momentul la care nu m-am gândit la teamă. Domnule ministru, spuneați un pic mai devreme că după 5 săptămâni sau o perioadă de 5 săptămâni nu v-ați văzut copilul și când ați ajuns acasă l-ați luat în brațe? Ne-am apropiat, într-un final, știind oarecum, dar trecându-mi prin minte cam toate traseele care le-am avut, toate întâlnirile care le-am avut în acea săptămână, dacă este ceva riscant, să mă apropii. Dar a fost un moment greu. Ce i-ați spus? Are 10 ani, nu? Are 10 ani, a înțeles momentul, s-a bucurat că m-a văzut, m-a întrebat cât stau și dacă o să fie bine. Și am spus că o să fie bine. El și acum are măscuțe pe care este scris va fi bine. A purtat tot timpul această perioadă când a ieșit în comunități, când a ieșit. A fost un exemplu și o mândrie pentru mine. El e copil, se joacă mai departe și înțelege cât de încărcat vă este sufletul noastră în momentul în care nu puteți să vă luați copilul în brațe. Destul de încărcat, dar v-am spus, sunt momente pe care le-am înțeles și eu, le-a înțeles și el la vârsta lui. Nu vă închipuiți cum este fiecare seară în care vorbim pe telefon, ne uităm și pe imagini,
discutăm și el mă întreabă, care a mai fost viața ta, tata, astăzi? Și sunt momentele mele de liniște, sunt momentele lui de liniște, o familie înțelegătoare și o familie care m-a ajutat să trec prin această perioadă. Mă uit la dumneavoastră și aveți lacrimi în ochi vorbind despre fiul dumneavoastră. Sunt momente care mă liniștesc, sunt momente care îmi dau curajul și el anul să merg mai departe. V-ați încărcat după întâlnirea cu fiul dumneavoastră? Foarte mult și mă încarc de fiecare dată. Soția cum suportă această distanțare socială, care nu e chiar o distanțare socială cum avem noi aici la masă? Sunt 300 și ceva de kilometri. Destul de greu, dar înțelege momentul, mă înțelege pe mine, îmi înțelege funcția, înțelege situația pe care trece o țară întreagă. Chiar poate, de multe ori, poate că nu-i convine. Dar gândul la viitor că vom trece de acest moment o face să fie în continuare la fel de înțelegătoare, responsabilă, să fie și soț și soție acasă, să aibă grijă și de copilul nostru și speranța că va fi bine. Cum îl cheamă pe băiețel? Teodor Ioan. Teodor Ioan. Frumos. Dar cum fac soțiile de ministru când nu le convine? Că așa, o ales ăla care nu-s ministri, am mai văzut. Avem atât de puțin timp împreună încât nu are timp să arate ce nu-i convine. Gândiți-vă că acum încă merg săptămânal sau la două săptămâni acasă și ne revedem. Acele două zile trec foarte repede. Nu avem timp decât să ne bucurăm că suntem împreună și să gestionăm, cu toate că și în acele două zile sunt ori pe telefoane, ori plec în zona Moldovei spre spitale pe care le evaluez. Ori acest timp, la început îl credem suficient, la sfârșitul celor două zile a trecut foarte repede. Suntem într-un moment pe care îl gestionăm, ca să zic. Eu am, la orice moment care vine și îl consider critic sau îl consider de luat o decizie, vreau să cred că îl gestionez și am luat decizia cea mai bună. La fel și cele două zile pe care le petrec acasă, spun de prima dată, vreau să stau doar cu voi, dar încep să sune telefoanele, încep să apară raportările din toată țara și încep să gestionez. Venind acasă să gestionez o întâlnire cu familia, gestionez tot o întâlnire cu spitalele, să spun. Soția dumneavoastră gătește? Gătește. Este foarte bună bucătăreasă. Noi avem așa prieteni în Moldova și de fiecare dată când ajungem acolo trebuie să gestionăm ce gătesc doamnele și e foarte greu. Adică se întâmplă mese din astea cu 38 de feluri, și adică la întreu. Așa este. Aveam în începuturile mele în chirurgie un foarte bun prieten din Muntenia, din zona Muntenii, și venea și când mânca o ciorbă spunea, aici e felul 1 și felul 2 la un loc. Vă rog, domnule ministru. Poți să văd. În cutia de domnul, cum a botezat-o un invitat. Ce avem aici, Adi? Asta e o vânătă. Știi, și cum ți-a spus mai pe la începutul zilei, că mi-e foarte tare să dor să călătoresc și să mă duc la Istanbul, mie îmi place să mănânc mult și în Turcia și mai cu seamă la Istanbul, vânăta este ceva prea mărit și prea slăvit și se gătește în foarte multe feluri. Asta e un fel de a găti vânăta care nu are ceva neapărat oriental în el, dar are multă aromă, zic. E o vânătă friptă pe grătar, pe toate părțile, curățată și lăsată să se scurgă, pentru că zeama din vânătă poate să fie uneori foarte amară, chiar dacă vânăta e mai tânără. Și apoi am îmbăiat-o cu zeamă de lămâie, cu ulei de măsline, sare, piper, niște roșii tocate foarte mărunt și multe plante aromatice. Pătrunjel din ăsta creț, busuioc cu un pic de tarhon, cimbrișor. E un antreu care, dacă ai o vânătă mai mare, poate foarte bine să fie și un fel de mâncare principal pentru un vegetarian sau pentru un vegan, știi? Și partea foarte faină la vânăta asta e că poți să o mănânci și caldă și rece. Adică, teoretic, se putea să o țin în cuptor acum, să o scot din cuptor rumenită sau sfârâind și să pun peste ea dressingul ăsta și plantele aromatice și să fie la fel de bună. Sau poate chiar mai bună, habar n-am. Dar m-a surprins că e rece, mă așteptam să fie caldă. Astăzi am ales să fie rece. E bună, e minunată. Nu e atât de grav în cazul ăsta. Facem și noi acasă. Păi, să faceți. Adi, am un nou compliment pentru tine. Farfuria goală. Excelent. Văd că a fost o zi bună pentru antreuri. Mai primim și altceva, o să da? Da. O să vă scap de farfurii și mă ocup și de felul 2.
Mulțumim! Cu plăcere, să vă fie. Domnule ministru, nu v-ați gândit să vă aduceți familia la București? A fost și pandemia, au fost și anumite restricții. Cât timp știam că sunt foarte ocupat, nu mi-am permis să mă gândesc să vin cu familia, știind că ar trebui să-i aduc într-un apartament aici la București și să nu pot fi cu dânsii sau să nu mă pot ocupa de dânsii. Au ales să rămână la Huși, activități în desfășurare, cel mic se desparte greu de casă și de prieteni, chiar dacă sunt virtuali pe net sau pe jocuri, dar a fost o perioadă pe care, cum eu am gestionat-o aici, soția mea a gestionat-o acasă. Apropo de cel mic, dumneavoastră v-ați pierdut tatăl destul de devreme, dacă nu greșesc. Da, aveam 18 ani, tatăl meu avea 43, un frate de 17 ani, mama 42. Sunteți mai atent ca tată pentru că ați crescut cumva fără grija tatălui? Nu pot să spun acest lucru. Atent sunt în sufletul meu. Ținând cont de profesia mea de chirurg, veneam acasă la două zile după... Înainte de a fi ministru, eram un chirurg de 1200 de cazuri pe an și 900 de intervenții. Un chirurg de 9 gărzi pe lună, iar când nu eram de gardă, consultam sau operam de dimineața până seara. Erau momente când îl vedeam dimineața dormind, plecând la 5:30 la spital și îl regăseam a doua zi seara, la ora 10, tot dormind. Și exersam foarte mult acel lucru care se spune la noi în Moldova, copilul să-l pupi în somn. Îl pupam în somn pentru că atunci îl găseam. Căutam să am momentele mele cu dânsul și le caut în continuare. Sper într-o viață mai liniștită, mai bună după acest prim episod pandemic și să pot avea timpul și pentru dânsul. Merită acest sacrificiu să stați departe de copil, de soție? În viață avem și facem multe sacrificii, dar contează cauza. Cum vă spuneam, nu m-a întrebat nimeni dacă vreau să fiu ministru. Ba din contră, când am ajuns la București în acea zi, când eram chemat, toată lumea mă compătimea. Mă felicita, dar mă compătimea în același timp. Nu era un moment bun să fiu ministru. Am fost întrebat dacă o să mă descurc, zic, voi face ceea ce făceam și ca secretar de stat. Nu vom face meseria de doctor, voi fi între doctor și știam că nu sunt singur. Eram între ai mei. Iar faptul că m-am simțit între ai mei, am făcut o meserie pe care o practicam de destul de mulți ani. Spitalul și spitalele din țara aceasta nu mi s-au părut ceva străin, chiar ceva familial, iar atitudinea de medic te făcea să fii în focul luptei. Sacrificiile s-au chemat în acele momente când seara, cât de târziu ajungeam, eram singur, gândeam și la familie, gândeam și la a doua zi, făceam analiza zilei pe care o petrecusem, dar când mă uit la parcursul pandemiei în țara noastră și în celelalte țări, orice sacrificiu a meritat. Mama dumneavoastră a stat izolată în toată această perioadă? Da, mama mea are 70 de ani, o patologie cu multe comorbidități, hipertensiune, diabet, m-a respectat întru totul, sunt mândru de mama mea. Și chiar și acum când ne întâlnim, stăm un pic la distanță, nu lasă masca, respectă întru totul. Acum ar fi culmea să nu vă asculte oamenii din familie, trebuie să vă asculte o țară întreagă atunci când dați sfaturi apropo de protecția în pandemie. Că tot veni vorba de mama dumneavoastră, care este gustul copilăriei dumneavoastră? Ce vă plăcea să mâncați din ce făcea mama dumneavoastră la vasul? Știți că îmi plăceau toate mâncărurile făcute de mama mea. Eram o familie credincioasă, suntem o familie credincioasă, poate nu religioasă, dar credincioasă eram. Miercurea și vinerea țineam posturile, mâncam carne, dar orice mâncare făcută de mama mea era cea mai bună mâncare. Și este în continuare. Tot ce însemnau sarmale, tot ce din însemnau... Din alea mari ca la vasul lui, da? Că așa face și mama mea. Ce însemnau borșurile moldovenești, ce însemnau prăjoalele, ce însemnau răciturile, sunt amintirile copilăriei mele. Vedeți, pe eu v-am înțeles de fiecare dată când mă duc acasă la mama. Vedeți, eu v-am înțeles când ați zis răciturile. Adi, știi ce sunt răciturile? Sigur că știu ce sunt răciturile. Păi tu știi că ești bucătar totuși, ar fi culmea să nu știi, dar sunt foarte mulți oameni care spun piftie la răciturile moldovenești. Mardarul unde am crescut eu li se zice răcituri. Sau, depinde de influență, cociune. Arhaism și regionalism, cociunești. Dar răcituri, așa li se zice, răcituri, nu. Piftia e mai dincoace de arcul Carpaților.
Unde pleci? Explică-ne ce avem în farfurie, te rugăm frumos. Am știut eu că nu o să scap. Bine, fie. Acum, dacă mi-ați răsucit mâna la spate și sunt iar în fața paharului cu vin, hai să vă spun ce avem aici. Te rog. E o tocană din limbă de vită, cu foarte multe legume. Bunica mea, din partea mamei, zicea că dacă vrei ca o mâncare să fie foarte bună, trebuie să aibă multe legume. Vă rog, domnule Miscu. Și asta are foarte multe legume. Are ceapă de două feluri. Are foarte puțin usturoi, are păstârnac, are pătrunjel rădăcină, pătrunjel frunze, are niște cartofi roșii de două feluri, sare, piper, foarte puțin vin. Toate legumele astea le-am lăsat pe foc mic până când s-au legat într-un sos. Limba am pus-o separat la fiert în oala sub presiune ca să scutim timp și să se înmoaie mai repede. Dar n-am pus-o singură, adică în apa în care am fiert limba am pus foi de dafin, boabe de piper, sare, morcov, păstârnac, pătrunjel, ceapă verde și ceapă roșie. Să ia gust, adică să nu fiarbă așa pur și simplu. Și apropo, supa aia care a rămas, o mănânc eu, vă promit, dacă nu mâncați voi, mă ocup eu de ea. Hey, după ce am scos limba din oala sub presiune, a fiert în mai puțin de 50 de minute, am pus-o direct într-un bol cu apă cu gheață. De ce? Pentru că în felul ăsta se creează un șoc termic, sau limba este supusă unui șoc termic și pielița aia de pe suprafață se desface foarte ușor. Observați. Adică vine jos extrem de repede și nu te mai chinui, nu mai pierzi din carne și așa mai departe. Știi? Și asta e toată povestea. La urmă, niște cozi de ceapă verde, codițele frunzelor de pătrunjel pe care le-am folosit. Știi că mie nu-mi place să arunc mâncare și folosesc dintr-o legătură de pătrunjel cât pot de mult. Și dacă e pătrunjel din ăla care are cozile mai lemnoase, sunt lemnoase doar dintr-o capăt încolo, adică din partea mai dinspre tulpină, cum ar veni, și mă duc cu cuțitul și le tai foarte mărunt cât pot să tai și le pun în mâncare, că sunt foarte bune. Cât a fiert limba? Este foarte bine. Limba a fiert 50 de minute, 55 de minute și după aceea am mai pus-o în oala cu sosul și am mai stat vreo 30 de minute acolo pe foc mic, știi, dar chiar mic de tot, cel mai mic foc posibil. Doar să se mai împrietenească un pic și să aibă și ea, să tragă un pic din puterea sosului, știi? Adică nu e chiar atât de complicat. Adi, ne-ai lăsat un pic și am golit farfuria din nou. Al doilea compliment în această seară. Oare n-aș putea spune foarte că bun. Sunt trist. Foarte din contră, sunt foarte bucuros. Mă bucur că v-a plăcut. Mulțumim. Mă bucur că v-a fost foame. Ce-i drept, eu la Vaslui n-am mâncat așa ceva, nu știu dacă dumneavoastră. Păi stai liniștită, forma asta, că chiar în felul ăsta nu făcea nici mama și nici tata, dar de făcut se făcea, știi? Domnule ministru, în copilărie mergeați la scăldat în Vasluieți? Mergeam și în Vasluieț. În general, noi vacanțele de vară și eu și fratele meu, cu un an mai mic, le făceam la țară la bunici. Trăznăi făceați? Destule, ca orice copil, dar aveam și grijă de gospodărie. Mergeam cu oile, dădeam în strungă, mergeam cu cerealea de vite, mergeam la prășit, mergeam la săpat, mergeam la cules, aveam grijă de păsări, aveam grijă de animale. A fost o copilărie normală și pe care mi-o amintesc cu plăcere. O copilărie normală și undeva spre adolescență v-ați dus către fotbal. Nu greșesc, nu? Da, ca oricărui copil ne plăceau și jocurile de echipă. Fotbalul era atunci, nu era basket, era și handbal. Dar dumneavoastră ați fost chiar legitimat, nu? La avântul Vaslui, cum se... La viitorul Vaslui, la juniori. La juniori până am început medicina și până am început liceul sanitar. Erați bun ca fotbalist? Unii spun că da. Și? Alții mai invidioși spun că nu prea, dar... Ce jucați? Ce... Jucam liber în general sau fundaș dreapta. A fost o perioadă frumoasă, a fost o perioadă cu antrenamente. De ce n-ați mers pe drumul ăsta? N-am mers pe acest drum din considerentele unei meserii pe care trebuia să o am.
o aplecare la început a tatălui meu, pe urmă și a mea, către medicină. Am urmat un liceu sanitar de dragul tatălui meu, care fusese sanitar în armată. Și dar de ce medicină? Era o parte mai umană. Fratele meu era mai tehnic. Eu eram cu materiile mai umane și atunci tatăl meu ține neapărat să aibă un băiat medic. El fusese sanitar în armată. O meserie curată, un halat alb. Și la îndemnurile lui și la îndemnurile prietenilor mei de la bloc, care erau cu 2 ani mai mari ca mine și erau deja la liceul sanitar, am urmat liceul sanitar. Ce mândru ar fi fost tatăl noastră astăzi? Să vă vadă sunt, ministru. Sunt și amintirile mele, sunt și gândurile mele, în multe din momentele mele grele, dar cred că mândria lui mă face să fiu și eu tare și să merg în continuare. V-ați emoționat profund din nou. Păreți așa un dur la televizor atunci când dați statisticile despre cazurile de COVID, când vorbiți despre situația din spitale, dar când e vorba de fiul fiecare și tatăl noastră. Avem momentele noastre, în momentele în care ne reculegem pentru a fi tari, acolo unde trebuie să fim tari. A gestiona o pandemie este o mare răspundere și trebuie o atitudine pe măsură. Am încercat să nu mă dezamăgesc pe mine, să nu-i dezamăgesc pe cei apropiați, să nu dezamăgesc un spital mic din Huș, de unde am plecat, și să nu dezamăgesc un popor întreg, care și-a spus poate multe speranțe în mine în această perioadă. I-am simțit aproape, îi simt în continuare aproape, și le mulțumesc tuturor care au fost lângă mine în această perioadă. Și au fost mulți, foarte mulți. Aveți și ceva dușmani? Nimeni nu este fără dușmani. Invidia, momentele, pot aduce și dușmanii. Haideți să ne întoarcem la perioada în care vă doreați, noastră micuți fiind, spuneați că vreți să fiți doctor? Ca toți copiii, la început voiam să fim polițiști, voiam să fim pompieri, voiam să fim și fotbaliști la un moment dat. Aveam toți visurile noastre, să spun așa. Dar odată cu maturitatea, cu adolescența, cu niște opțiuni pe care le capeți la un moment dat, cu niște aplecări pe care le ai la un moment dat, îți vine și viitorul, meseria în care te pregătești. De la 14 ani, explicam și multor din contestatarii momentului prin care trecem, când de la 14 ani ești într-un sistem la început de învățământ, iar apoi chiar de muncă, n-ai cum să nu-l înțelegi și n-ai cum să nu înțelegi pe cei care sunt aproape. Nu vă surprinde nimic din ce vedeți astăzi nu în mă spitale? Nu mă surprinde absolut nimic. Știm, trăim în acest spital, trăim în acest sistem, știm toți că au fost 30 de ani destui de grei în care nu s-a făcut aproape nimic în acest sistem medical. Acum, obișnuit să spun că ne-am dezgolit și a văzut toată lumea în ce stadiu suntem. Doar puterea de adaptare, puterea de luptă a unui corp medical a făcut să putem trece prin această pandemie cu un minim de victime. Există băieți deștepți și în sănătate? Există băieți deștepți peste tot. Există, eu știu, grupuri de interese. E foarte greu când încerci să schimbi ceva într-un grup de interese sau între băieții deștepți. Încercați să le, adică le vedeți, le destructurați? Mi-am propus să le destructurez. Mi-am propus să schimb ceva, fiindcă sunt convins că după această perioadă este momentul în care trebuie să schimbăm ceva. Dacă nu schimbăm acum, nu știu în ce moment vom mai putea schimba. Este un moment în care toți suntem de acord că am fost prinși săraci. Ne uităm la sisteme medicale performante, Spania, Italia, Germania, vedem cum trepidează, ne miram și ne îngrozeam de efectele pe care le vedem acolo. Speram să ne fie cât mai ușor nouă, deși știam că stăm mai rău ca dânsii, dar puterea, și mă întorc, puterea noastră de adaptare, puterea noastră de a lupta uneori cu mâinile goale, puterea noastră de convingere și puterea noastră de a fi uniți în momente critice. Vă declarați mulțumit de modul în care a fost gestionată în România situația pandemiei de coronavirus, adică dacă ar fi să dați o notă, dumneavoastră, să vă dați dumneavoastră o notă, de la 1 la 10, unde v-ați situa? Nu aș vrea să-mi dau o notă, aș vrea să le dau o notă colegilor mei și le dau 10. Le dau 10 fiindcă ei sunt cei care, altădată huliți, la un moment dat eroina alate albe, la un moment mai recent
n-au fost nimic, ei au fost cei care merită toate laudele. Și nu vreau să fiu patetic, dar au înțeles și greul, au înțeles și necazul, au înțeles și lipsurile. Dacă la început au avut o tendință de a pleca, de a părăsi locul de luptă, știm cu toții că au fost astfel de situații. S-au întors mai puternici. Acela a fost momentul când am coborât eu în teritoriu. Simteam că au nevoie de cineva sau de ceva și eu aveam nevoie de ei. M-am mai întrebat dacă a fost un moment critic. Acela a fost momentul critic pentru noi ca sistem medical. Mă bucur că am reușit să-l văd la timp și mă bucur că colegii mei au răspuns pozitiv. Nici nu mă gândeam că se poate întâmpla altfel. Și că au aplicat în spitale ce au învățat la școală. Au aplicat ce au învățat la școală cu resurse puține, uneori cu mâinile goale, s-au expus. Sunt peste 3.000 de cadre medicale infectate. Avem 11 decese dintre cadrele medicale. Cred că a fost sacrificiul suprem. Iar mulți dintre ei, gândiți-vă că nu au precupețit niciun efort la a fi acolo. Au stat săptămâni în spital. Au stat lângă oameni care poate își trăiau ultimele clipe. Dar au stat acolo. Apropo de medicină, vă e dor de sala de operații? Când ați intrat ultima oară într-o sală de intervenții? Cred că sunt vreo două luni jumătate. Înainte de a fi ministru. Postul dumneavoastră de acolo, de la Huș, e blocat? E suspendat în acest moment. Obișnuiesc să mai spun glumind, oarecum pandemia a adus ceva plăcut, să port mască și mănuși ca să nu-mi ies din mână, cum aș fi în sala de operație. Nu, au fost momente în care n-am avut timp să mă gândesc, dar evaluările mele local prin spitale m-au făcut să fiu acolo și să simt mai puțin dorul de sala de operație. Îmi vine să vă întreb și vă întreb. De ce iese un medic din sala de operații ca să intre în politică? Pentru că ministru fiind, sunteți politician, nu? Aici răspunsul este foarte clar. A venit politica peste sala de operație. A venit PSD-ul peste sala mea de operație, îngrădindu-mi anumite activități pe care le făceam. Erau destule presiuni politice. Atunci cineva care a văzut... Ce fel de presiuni, domnule ministru? Vrând să fac destul de multe, prin achiziții proprii, mi-am luat la început un endoscop, având competențe pentru endoscopii. Nu se accepta și nu mi-accepta managerul spitalului să-l dau încomodat, ca să-l putem folosi toți medicii din spital. Am fost nevoit să-mi cumpăr singur un laparoscop la un moment dat. Nu l-acceptam nici pe ăla în spital. Și atunci ați decis să intrați în politică pentru a rezolva astfel de situații? Am decis să intru în politică în condițiile în care politica îți asigura oarecum o expunere, dar nu în mod negativ ca și presiune. În acest moment erau două fronturi. Era un front al managementului și al primăriei locale, din același partid și coincidența sau nu, frate și soră, la conducerea spitalului sora, la conducerea primăriei fratele. Ei, lăsați că ați avut și dumneavoastră, acum în mandatul dumneavoastră, un ospătar la conducerea unui spital și putem vorbi și despre această situație. Dar nu era fratele meu sau sora mea, iar acel ospătar era economist. Nu era nici ospătarul dumneavoastră. Nu era nici ospătarul meu. Credeți că noi românii avem ceva în genele noastre sau în educația noastră sau în cultura noastră care ne face să ne dăm totdeauna cu stângul în dreptul sau unii altora peste picioare în momentul în care încercăm să punem lucrurile pe o direcție stabilă și, hai să zicem, către un soi de bine general? Da, n-ar trebui să generalizăm, dar o parte dintre noi și, în general, cei mai tupești care sunt la suprafață, sunt cei care au o genă modificată, dacă se păstrez. Dar n-aș generaliza. Dar obișnuiesc să spun că oamenii de bun simț rămân undeva acolo și suportă. Deci nu e păcat? Este păcat. Eu sper să putem schimba o atitudine și o societate. Vă gândiți să vă întoarceți la spitalul de la Huș? Mă gândesc să mă întorc la meseria mea, în măsura în care se va putea și în măsura în care timpul sau problemele rezolvate odată aici îmi vor permite. Chirurgia rămâne viața mea, dincolo de toate. Asta înseamnă că dacă ieșim cu bine din pandemie, lăsați fotoliul de ministru pentru sala de operații? Voi îmbina și sala de operație, dar la ministru nu trebuie să se gândească doar la fotoliu. Un ministru trebuie să lase ceva în urma lui.
dincolo de această pandemie, trebuie modificată o legislație. Dacă, Doamne ferește, aveți o problemă de sănătate, noastră, Nelu Tătaru, vă operați în țară sau în străinătate? Eu, Nelu Tătaru, mă operez în țară. Mergând în spital, am putut să văd și profesioniștii care fac minuni cu resurse puține. Eu vin dintr-un asemenea spital. În acel spital operam inclusiv neoplasmă. Am observat că pacientul merge după doctor. Cred că este timpul să ne apreciem profesioniștii. Nu e un pic greșit? Adică peste tot în lumea asta mare, oamenii se duc la spital. Noi ne ducem la doctor. De fapt, nu e greșit? Este greșit atât. Adică de ce n-aș avea încredere în sistemul sanitar să intru cu inima plină într-un spital oarecare? Fiindcă acest sistem sanitar ar trebui așezat pe performanță, pe meritocrație și pe, în general, pe resursele care n-ar trebui să lipsească. În condițiile în care, în acest moment, un medic care face 500 de operații este plătit la fel care face, ca cel care face două, nu cred că putem vorbi de mers la spital. Atunci mergem la doctor. Da. Spitalul, vom merge la spital când vom alege acel spital pentru performanța lui, pentru medicii lui, pentru asistentele lui. Atunci putem vorbi că merg la acel spital. Deocamdată mergem după medici. Cum v-ați cerut soția în căsătorie? Cu soția mea am fost colegi de liceu. Și nu am fost prieteni. Prieteni am fost 3 ani mai târziu, când eram student. Atunci am fost 4 ani de zile prieteni. Și apoi am cerut-o în căsătorie. Eu am să insist și vă întreb cum. Sunt niște ani de care îmi amintesc cu plăcere. Într-un mod simplu, un inel, dacă vrea să fie soția mea, era un om pe care îl cunoșteam de ani de zile. Noi ne-am căsătorit la 12 ani de când ne-am cunoscut, după ce am fost 4 ani de zile prieteni. Și mi-a fost alături tot timpul și mi-este în continuare și mă înțelege și este și o bună bucătăreasă. Vă duceți cu un buchet de flori acasă de fiecare dată când ajungeți? N-am fost tipul acela de soț. Și în general când veneam eu acasă era târziu, veneam din gardă. Nu mai vedea nimeni florile. Nu mai vedea nimeni florile. Dar la cină, sigur, exceptând perioada asta dificilă pe care o trăim cu toții, o scoateți des? Obișnuim să mâncăm acasă. Mai ales că timpul pe care îl petrecem împreună este foarte puțin. Când vine în București și vine destul de rar, atunci ieșim seara undeva. Vă propun să ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Mai sunt câteva întrebări pe care vrem să vi le adresăm într-un cadru relaxat la cină, dar în câteva momente. Publicitate! Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Domeniul Bogdan, Nordic Shops și Tefal, continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Domeniul Bogdan, Nordic Shops și Tefal. Continuăm discuția cu Ministrul Sănătății, domnul dr. Nelu Tătaru. Domnule doctor, din ce bani trăiește un politician? Depinde de politician. Un parlamentar trăiește din banii de parlamentar, un ministru trăiește din indemnizații. E suficientă? Cât este indemnizația noastră? Că e publică, nu? 12.700. 12.700, 3.000 de euro, cam așa ar fi, nu? Ajung? În momentul în care am trecut o perioadă de pandemie în care efectiv erai plecat peste tot, nu erai plecat într-un concediu sau nu-ți permiteai prea multe, de ajuns. De ajuns pentru un moment în care nu ți-e gândul la bani, cât ți-e gândul la treburile care le ai, analizele care le faci seara înainte de culcare, planurile care le faci în fiecare dimineață. Am citit că aveți datorii la bancă. Așa este? Da. Tremurați când vedeți că a mai crescut euro? Ne facem calculele și ne facem fiecare evaluările noastre în măsura în care avem și niște investiții. Câte case aveți? Am două apartamente împreună cu soția. Dar vreau să vă întreb și eu ceva și chiar nu mi-e gândul la indemnizație acum. Cât de lung credeți că ar trebui să fie mandatul unui politician în orice funcție pentru a putea să genereze cu adevărat o schimbare relevantă și de durată în mediul în care lucrează sau în care activează? Când eram senator și aveam delegații externe, tot ce însemna colaborarea cu colegii noștri din străinătate spuneau că unui politician îi trebuie două mandate. Un prim mandat să se obișnuiască, să vadă ce are de făcut, să tacă și să învețe.
și un al doilea mandat în care trebuie să pună în practică și să pregătească un alt coleg care să ia locul. Este situația președintelui Klaus Iohannis? Este. Cred că este. Credeți că a făcut îndeajuns? Cred că a făcut destule. Față de alți președinți, a făcut destule, iar atitudinea lui este cea cu care mă mândresc în momentul ăsta. Aveți conturi de socializare? Foarte rar vă văd pe Facebook. Am aceste conturi, dar credeți-mă că n-a mai fost timp, cel puțin de 5 luni. Chiar nici nu știu când am mai trecut pe aceste conturi sau să mai postez ceva. Acceptați să faceți o fotografie cu noi? Avem selfie-ul emisiunii, nu putem rata să punem această fotografie pe rețelele de socializare. Am prins pe toată lumea în cadru? Am prins pe toată lumea în cadru. Sunt distanțarea socială... Sunt și foarte departe unii de ceilalți. V-a venit în toată această perioadă grea a pandemiei să lăsați totul baltă și să vă duceți acasă la vasul lui? Nu mi-a venit. Nu, au fost momente grele, au fost momente dificile. Mai explicam când eram întrebat ce însemna când veneam din teritoriu. Când eram așteptat de echipa de nebulizare, în care eram dezinfectat și eu, erau dezinfectate hainele, când stăteam până pe la 1-2 noaptea și mai tușeam că ușa nu era chiar așa tanșă unde erau hainele nebulizate și până se ducea dezinfectantul îl mai simțeai, te trezeai dimineața la un 4:20, ăsta mi-era ritmul, și îți făceai calculele pentru a doua zi, la 7 fără un sfert plecai și erau zile întregi când toate semănau, o zi semăna cu alta, dar o suferință nu semăna cu alta. Credeți că fiul dumneavoastră vede în dumneavoastră un model? Cred că da. Dacă la început spunea că se va face farmacist, soția mea fiind farmacistă, el fiind foarte lipit de soția mea, odată cu trecerea timpului, atașamentul față de tată, vrea să facă medic, dar un medic de cabinet și de copii, nu vrea la spital. Stă foarte mult în spital, i-a simțit lipsa mea. Iar acum, mai recent, când mai întrebăm ce vrea să facă, doctor și ministru. Doctor și ministru, am înțeles. Să ia, nu știu, ce să-i urăm? Să ajungă doctor? Să ajungă doctor. Să ajungă doctor, dar și ministru? Să ajungă doctor. Să ajungă doctor. Am înțeles. Nu mai avem foarte multă vreme la dispoziție. Noi, pe final de emisiune, avem și câteva întrebări care descoperă un pic personajul din fața noastră. Noastră, domnule ministru, vă rog să răspundeți la 10 întrebări. Care s-ar grupa cumva în ce nu știți despre doctorul Nelu Tătaru? Cea mai mare dezamăgire în viață? Nu pot să spun dezamăgire, dar cred că decesul tatălui meu a fost un moment destul de greu pentru mine, când eram tânăr. Dezamăgiri nu pot să spun. Tatăl meu era cel care m-a învățat că nu poți aprecia o bucurie dacă n-ai văzut necazul. Cea mai mare realizare? Cea mai mare realizare este fiul meu. Cea mai frumoasă amintire din viața noastră? Sunt mai multe amintiri frumoase. Cred că atunci când în ianuarie murise tatăl nostru și în septembrie și eu și fratele meu luam la facultate. Ultima carte citită este? Cred că ultima carte, Chirurgia esofagului, primită de la domnul profesor Constantin Noiu, acum vreo 3 zile m-am mutat. Film acasă sau la cinematograf? Acasă. Sigur nu e cazul la cinematograf acasă, în perioada asta, acasă, dar tot acasă, acasă, nu? Acasă cu familia și niciodată până la capăt. Adormiți înainte de final? Dar tot timpul se ivește ceva. Vacanță în țară sau în străinătate? Vacanță în țară în această perioadă, dacă o să fie. În general, vacanțele noastre nu sunt lungi, sunt scurte, acele city break-uri sau... Unde a fost ultima vacanță și când? Ultima vacanță a fost anul trecut. Anul trecut, Italia. Muzică disco, populară sau clasică? Orice tip de muzică bună care poate fi ascultat. Sărbătoarea preferată e Paștele sau e Crăciunul? Ambele. Atunci este momentul când stau cu familia mea. Cine cântă acasă la dumneavoastră, găina sau cocoșul? Cred că la micul. Copilul, da? El este... Ce personalitate din România v-ar putea fi model? Sunt mai multe personalități. În general, eu am luat modele printre profesorii mei. Am luat modele printre bunicii mei. N-am căutat să copii pe cineva anume. Am căutat să iau sau să fur, ca și în meserie, de la fiecare câte ceva bun. Adi Hădean, mulțumim foarte mult pentru o masă copioasă ca de fiecare dată. Să ne fie, să de, ne bine. Fie de bine. Și dumneavoastră, domnule ministru, vă mulțumim pentru prezența la cină. Vă mai așteptăm cu drag de fiecare dată. Mulțumesc și eu pentru invitație. Voi reveni cu drag.
Dumneavoastră vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dăm întâlnire ca de obicei și sâmbăta viitoare la cină. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Domeniul Bogdan, Nordic Shops și Tefal. Ne revedem săptămâna viitoare!